Perioada imediat următoare, la sfârșitul lunii februarie cu aproximație, va fi dată în folosință secția de investigații, unde sunt funcționale, vor fi funcționale aparatul RMN și tomograful computerizat. Apropo de persoane, am folosit această întâlnire cu domnul Ridley să-l invit la deschiderea secției pe dumnealui și probabil pe toți cei care cred eu că au avut un rol în evenimentul fericit despre care am discutat. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean a anunțat astăzi că a fost obținută amânarea procedurii de acreditare a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu pentru a putea fi duse la bun sfârșit toate proiectele de reabilitare și de modernizare a unității medicale giurgiuvene derulate de instituția pe care o conduce.